Binecuvântarea Domnului peste voi, pasă udan și pasă iubire de oameni, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Prea Sfințite Stăpâne, binecuvintează! Cela ce în chip de limb de foc din cerul pe Preasfântul Duh l-a trimis peste Sfinții Săi ucenici și apostoli, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciune preacurante Maicii Sale, cu ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Într-o mulți ani, Stăpâne, într-o mulți ani, Stăpâne, într-o mulți ani, Stăpâne. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi. Amin. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Amin. Iubiților credincioși, cred că știți fiecare că urmează o slujbă de vecernie în care se va sfinți teiul. Și de aceea o să încerc să fiu cât pot mai scurt, deși nu-mi doresc acest lucru, deoarece, fraților creștini, sărbătorile acestea, nașterea Domnului, învierea Domnului, înălțarea la ceruri, pogorârea Sfântului Duh sau rusalele, această sărbătoare de astăzi, sunt sărbători care ar trebui să le înțelegem cât mai în profunzime, fiindcă ele, dragii mei, ne marchează viața noastră domnicească. Înțelegerea lor duce la un anumit comportament din partea noastră. Înțelegându-le cu adevărat, atunci, dragii mei, dragostea noastră față de Dumnezeu, față de biserică, crește. Iar în noi urcăm domnicește. De aceea un pic îmi pare rău, fiindcă trebuie să fiu mai concis, sper să și reușesc. Așa cum am spus, mai avem de făcut o slujbă frumoasă, slujba vecernie și Sfințirea Treimii. Astăzi serbăm pogorârea Sfântului Duh. Acum 10 zile a fost sărbătoarea înălțarea Domnului la cer. S-a încheiat, dragii mei, lucrarea de mântuire a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, a firii omenești, dar în trupul Său. Știți prea bine că prin Adam și Eva, prin căderea lor, întreaga omenire a ajuns să fie stăpânită de păcat și astfel să fie sub stăpânirea diavolului. Atât în viața aceasta, cât și după ce oamenii mureau, sufletele lor mergând în iad, știți prea bine. Dumnezeu a pregătit o lucrare de mântuire a omului, ca omul să nu rămână sub imperiul acesta al păcatului și sufletele lor să nu rămână, să nu meargă pentru veșnicie în iad. Această lucrare o numim lucrarea de mântuire a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și iată că Dumnezeu a făcut această lucrare, cum? Întrupându-se una din persoanele Sfintei Treimi, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce se naște din veac din Tatăl, s-a întrupat, a luat firea noastră omenească, a luat trup de om din Fecioara Maria, s-a născut în lume, așa, prin minunea aceea dumnezească, a trăit între oameni, a ajuns la vârsta de 30 de ani când a început propovăduirea Evangheliei
După care, dragii mei, a urmat Golgota și răstignirea și moartea pe cruce. A treia zi a înviat. Iar după 40 de zile, timp în care s-a arătat înviat ucenicilor și altora, s-a înălțat cu tot cu trupul acesta înviat la ceruri. Astfel încât, dragii mei, iată că acolo, în sânul Sfintei Treimi, cum spun Sfinții Părinți, vedem pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos cu trupul acesta de om înviat. Și prin aceasta ne arată foarte clar tuturor că aceasta este dorința lui Dumnezeu. Ca noi oamenii să fim și noi în uniune, în unitate cu Dumnezeu. Ca noi oamenii să ne transformăm, să ne schimbăm și să ajungem Dumnezei prin har. Mântuitorul Iisus Hristos, trupul său omenesc pe care l-a luat prin întrupare, s-a îndumnezit prin legătura aceasta cu firea dumnezească, iar în nou ne-a deschis calea ca să ne îndumnezim prin har. Întrebarea este, cum se împlinește acest lucru? Ceea ce a lucrat Mântuitorul în trupul său se numește mântuirea obiectivă, adică acel trup l-a urcat, l-a înălțat la cer. De acum încolo, Mântuitorul, dragii mei, a pregătit mai departe o lucrare, Dumnezeu a pregătit o lucrare de mântuirea fiecăruia din noi, care se numește mântuirea subiectivă. Și acest lucru a început în ziua în când s-a pogorât Duhul Sfânt peste Sfinții Săi ucenici și apostoli, zi pe care observăm noi astăzi, ziua sacră. Iată, dragii mei, cum a pregătit Dumnezeu mântuirea fiecăruia din noi. Mântuitorul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor, eu trebuie să mă înalț la ceruri ca să vină Mângâietorul, alt Mângâietor, Duhul Sfânt, care din Tatăl purcede, pe care eu îl voi trimite vouă, ca să vă învețe pe voi, să vă dea putere, să vă ajute, să vă călăuzească, să vă sfințească, să vă unească cu mine, cu trupul meu cel înviat. Aceasta, dragii mei, a spus Mântuitorul Iisus Hristos. Și le-a spus ucenicilor, vă aduceți aminte de la înălțare, că i-a luat pe ucenici din Vitania. Și acolo, după ce le-a mai vorbit despre împărăția lui Dumnezeu, le-a spus să meargă și să stea în Ierusalim. Și acolo să aștepte, căci vor fi îmbrăcați cu o putere de sus. Și în timp ce le vorbea lor, după ce le-a spus că după ce se vor îmbrăca cu această putere, să meargă să propovădească Evanghelia la toată lumea, să-i boteze numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh pe cei care vor crede, că cei care vor crede și se vor boteza, se vor mântui, adică se vor uni cu Dumnezeu. Și în timp ce le spunea acest lucru, Mântuitorul s-a înălțat la cer. Și se încheie Sfânta Evanghelie care descrie ceea ce s-a întâmplat atunci pe Muntele Leonului, spunând și ucenicii cu bucurie au plecat în Ierusalim. Ce s-a întâmplat în Ierusalim? Dragii mei, ucenicii aici în Ierusalim, în fiecare zi se întâlneau și petreceau de cele mai multe ori în rugăciune, așteptând această făgăduială să se îmbrace cu o putere de sus. Nu știau cum va fi acest lucru. Nu știau ce este această putere, dar aveau încredere în cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos. De aceea, faptele Sfinților Apostoli descriu că ei stăteau aici în rugăciune, se întâlneau într-o casă, împreună cu Maica Domnului și petreceau foarte mult în rugăciune, mergeau la templu și se rugau. Și iată că la 50 de zile după Paștele evreiesc, evreii serbau a doua mare sărbătoare a lor, după Paște,
și anume cinzecimea, de sărbătoarea de la 50 de zile. Vă readuc aminte ce însemna pe scurt această sărbătoare la evrei. Ei serbau, dragii mei, momentul acela în care Moise, după 45 zile de la trecerea prin Marea Roșie cu poporul evreu, fiind la muntele Sinai, urcând apoi singur pe muntele Sinai, a primit tablele legii. Și la 50 de zile după Paște, evreii serbau acest lucru, primirea legii de la Dumnezeu. Totodată, în Țara Sfântă atunci, în acel timp, la 50 de zile după Paște, avea loc și secerișul grâului. Și era cuplată această sărbătoare, amintirea dării legilor prin table, pe muntele Sinai, cuplată și cu secerișul acesta grâului. De aceea, evreii atunci, dragii mei, veneau din toate colțurile țării, veneau din toate colțurile lumii din timp, trimiși ale evreilor, la Ierusalim, să sărbeze această mare sărbătoare a lor. Și vineau, bineînțeles, cu jertfe de animale, dar și jertfe din seceriș. Fiindcă atunci când un evreu intra prima oară în câmpul său, și primul snop care îl secera de grâu, îl punea deoparte și venea la cinzecime aici, la templu, și era ars pe marele jertfelnic, împreună cu celelalte jertfe, arătând că îl închina lui Dumnezeu ca mulțumire, că i-a binecuvântat cu recolte și în anul acel. De aceea, dragii mei, atunci, la 50 de zile în Ierusalim, erau foarte mulți oameni. Și ați ascultat la apostolul de astăzi, scris de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, care spune că în Ierusalim erau mulți, foarte mulți evrei. Nu numai din Țara Sfântă, ci din toate părțile lumii. De aceea spune că erau din Asia depărtată, din Parția, din Babilonia, din Media, că erau din Asia mai apropiată, Asia Mică, din Bitinia, din Capadocia, din Pont, că erau din Nordul Africii, din Egipt, din Libia, din Etiopia, că erau, dragii mei, din Tracia și Europa, din Grecia de astăzi, de la Roma, etc., etc. Acești evrei veneau la marile sărbători în Ierusalim. Mulți dintre acești evrei, dragii mei, uitaseră limba lor natală, să zicem evreiască. Atunci evreii nu mai vorbeau ebraica. Ebraica era o limbă care era vorbită doar de câțiva rabini. Și poporul evreiesc din Israel vorbea limbă numită aramaica, un amestec între ebraica lor veche cu limbile popoarelor cananeite și babiloniene. Se numea aramaica. Este și limba în care a vorbit Mântuitorul. Dar evreii plecați în diasporă, mulți dintre ei nu cunoșteau această limbă. Ei vorbeau fie latină, fie greacă, fie persană și așa mai departe. Atunci, la 50 de zile, ucenicii cu Maica Domnului erau strâns să se roage la ceasul al treilea. Ceasul al treilea însemnând, în ceasul nostru de astăzi, ora 9 dimineața. Ceasul al treilea din zi însemna ora 9 dimineața de astăzi. Ei erau strânși într-o casă, de obicei casa avea un etaj superior care era ca o terasă, și acolo ei se strângeau și cu mâini ridicate către cer se rugau. În timp ce se rugau, a început să audă un zgomot, cum spune Sfântul Evanghelist Luca, ca de vânt mare, ca de vuiet, ca un vuiet. Au auzit un astfel de zgomot care s-a auzit din cer și s-a pogorât peste ei și a umplut casa. Și bineînțeles că ei atunci erau mirați ce se întâmplă. Și în timp ce erau în această stare de rugăciune și de mirare, peste ei, dragii mei, s-a coborât Duhul Sfânt în chip de limbi de foc. Adică erau ca niște flăcări, ca niște bulgăre de lumină în chip de limbi care s-au coborât peste capetele acestor sfinți apostoli și peste capul Maicii Domnului.
Atunci, dragii mei, s-a împlinit ceea ce le-a spus Mântuitorul, stați în Ierusalim, căci veți fi îmbrăcați cu o putere de sus. Harul Sfântului Duh s-a coborât peste Sfinții Ucenici și Apostoli. Ei s-au umplut de acest har divin. Ce înseamnă harul Duhului Sfânt? Este o energie necreată care izvorăște din ființa dumnezeirii, nedespărțită de dumnezeire. Ființa dumnezeirii, dragii mei, este inaccesibilă lumii materiale și implicit omului. În schimb, harul divin este, materia este impregnată de acest har divin. Și acest har dumnezeiesc, prin ipostasul Sfântului Duh, s-a pogorât în chipul acesta de limbi de foc peste Sfinții Ucenici și Apostoli. Ce schimbare s-a întâmplat în ei? Ei s-au schimbat, dragii. Mintea lor s-a luminat. Vedeți, când Adam a păcătuit și a căzut din harul divin, din acea haină de lumină, că era îmbrăcat în harul Dumnezeu, Adam și Eva, era o haină de lumină, spune Sfânta Scriptură, părăsindu-i acel har, mintea lor s-a întunecat. Capacitatea aceea lui Adam, dragii mei, de a înțelege întreaga lume, de a comunica cu Dumnezeu, s-a pierdut și mintea lui s-a întunecat. N-a mai avut înțelegerea din trecut, n-a mai avut luminarea cea dumnezeiască și a devenit om cum suntem noi. Ei, în momentul acesta, Sfinții Apostoli, dragii mei, au primit o parte de luminarea Harului Divin. Ei atunci au înțeles în profunzime ceea ce s-a întâmplat cu Mântuitorul. Atunci, dragii mei, s-au umplut de o putere și de un curaj. Și în timp ce înainte ei erau fricoșați, fricoși, stăteau ascunși, cu ușile închise, acum vom vedea că Sfântul Apostol Petru iese pe acea terasă și oamenii care erau în Ierusalim, auzind vuietul acela și fiind atenți spre casa lor, îl văd pe Sfântul Apostol Petru, care începe să spună o predică, o cuvântare, care va întoarce în câteva minute 3.000 de oameni de la iudaism, îi va aduce la credința în Iisus Hristos. Un alt efect care s-a întâmplat atunci, pe lângă această luminare a minții, înțelegere și putere și curaj, a fost, dragii mei, un fenomen care se numește glosolalie sau vorbirea în limbi. Ce spune Sfântul Luca? Că evreii care se uitau spre Sfinții Apostoli, apostoli care erau bucuroși și spuneau ce s-a întâmplat și vorbeau despre Mântuitorul, înțelegeau fiecare în limba lor. Persii înțelegeau în persană, evreii din Egipt înțelegeau în egipteană, africanii ceilalți în limbele lor, grecii, romani, etc., etc. A fost, dragii mei, un dar de la Dumnezeu și, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, acel dar a fost dat atunci, pentru o perioadă scurtă, ca să simtă prezența Duhului Sfânt și ceilalți din jur și să înțeleagă propovăduirea Sfinților Apostoli. Exact ce înseamnă această vorbire în limbi, dragii mei, am citit, am studiat acest lucru, descrierea ați ascultat-o și dumneavoastră, fenomenul s-a întâmplat. Unii spun că Sfinții Apostoli vorbeau în diferite limbi. Chiar dacă ei știau doar aramaica și poate unul, doi din ei mai știau greacă, cum a fost Sfântul Apostol Filip, care era din elinism. Unii spun că ei vorbeau, gândeau în aramaică și vorbeau în aramaică, dar limba lor vorbea în altă limbă, ca un dar de la Dumnezeu. Alții spun că ei vorbeau în aramaică, dar fiecare auzea în limba lor. Oricum, cei din jur au fost mirați de acest lucru și ați văzut cum spuneau. Oare aceștia nu sunt galileeni? Cum de înțelegem noi în limbile noastre ceea ce vorbesc ei? A fost o lucrare văzută a Sfântului Duh atunci cu Sfinții Ucenici și Apostoli.
Și Sfântul Apostol Petru a început să le spună că cei se întrebau ce sunt acestea, ce se întâmplă, cum de vorbesc ei și noi înțelegem în toate limbele. Chiar unii spuneau că sunt beți. Dar Sfântul Apostol Pavel a spus, frați evrei, ceea ce s-a întâmplat aici nu este a beției. Suntem la ceasul al treilea din zi, deci suntem dimineață, perioada de rugăciune. Și aceasta ce ați văzut voi astăzi este ceea ce prorocul nostru Ioil a spus. Iar Sfântul proroc Ioil, cu sute de ani înainte, luminat fiind de Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, a prorocit și a spus că la plinirea vremii Dumnezeu va turna din Duhul Său peste fiii și fetele voastre și acestea vor proroci și vor face semne și minuni. Și Sfântul Apostol Petru, plecând de la această prorocie, le-a spus că iată ceea ce a spus Ioil atunci prin Duhul lui Dumnezeu s-a împlinit astăzi cu noi. Și s-a împlinit acest lucru de ce? Fiindcă Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel întrupat pentru mântuirea noastră, Cel care a venit în lume, voi L-ați prins și L-ați răstignit și L-ați omorât, dar El a treia zi a înviat și ne-a făgăduit că va trimite pe Duhul Sfânt și acest lucru s-a întâmplat astăzi. Și astfel Sfântul Apostol Petru le-a vorbit despre Mântuitorul Iisus Hristos, le-a vorbit din prorociile lor și așa cum am spus, darul lui Dumnezeu așa a lucrat, încât sufletele acelor evrei care l-au ascultat și spune că erau în jur de 3.000, au crezut în Iisus Hristos și au început să strige către apostoli. Și acum noi ce să facem? Dacă noi l-am omorât, ce să facem? Mai avem vreo șansă la mântuire? Care este șansa noastră? Și Sfântul Apostol Petru le-a spus, pocăiți-vă, adică să vă pară rău pentru ce ați făcut Mântuitorului și pentru păcatele voastre, și botezați-vă în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, fiindcă așa le-a spus Mântuitorul. Și credeți în Iisus Hristos că este Mesia, este Hristosul. Și acei evrei și-au dorit acest lucru, s-au botezat în acea zi și astfel, dragii mei, astăzi, în ziua de astăzi, transpus atunci, s-a format prima comunitate sau comunitate de credincioși care au crezut în Mântuitorul Iisus Hristos. De aceea noi astăzi, de Rusalii, de Pogorea Sfântului Duh, serbăm și nașterea Bisericii lui Hristos. Acei oameni care au crezut în Mântuitorul Iisus Hristos și s-au botezat în numele Sfintei Treimi. Și spune mai departe Sfânta Scriptură, din Faptele Apostolilor, că aceștia de acum încolo zilnic se întâlneau, nu toți în grupuri, se întâlneau în jurul Sfinților Apostoli și se rugau și făceau frângerea pâinii. Pâine pe care o ridicau Sfinții Apostoli către cer, îl rugau pe Mântuitorul Iisus Hristos să o binecuvinteze, o binecuvântau, iar darul Duhului Sfânt transforma pâinea și paharul în trupul și sângele Mântuitorului. Și iată, dragii mei, primele forme de Sfinte Liturghii apărute în acele comunități creștinești de aici, din Ierusalim. Și astfel ei se împărtășeau cu trupul și sângele Mântuitorului. Și așa, dragii mei, au ajuns oamenii să fie părtași trupului înviat al Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Asta este lucrarea pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi oameni și chemarea de către Dumnezeu, a noastră de către Dumnezeu. Un alt lucru, dragii mei, ce s-a întâmplat într-una din zile, Sfântul Apostol Petru cu Ioan se urcă la templu să se roage. Și ajungând la o poartă numită Poarta Frumoasă, acolo era un evreolog care stătea zi de zi și cerșea. Și văzându-i pe Sfinții Apostoli, i-au rugat să-i dea ceva. Și Sfântul Petru s-a întors către el și a spus, nu avem aur, nu avem argint, dar ceea ce avem îți voi da.
Ce aveau? Aveau darul Duhului Sfânt. Și atunci a spus, în numele lui Iisus Hristos, ridică-te, și l-a luat de mâna dreaptă, și în momentul acela picioarele lui s-au întărit, el s-a vindecat și s-a ridicat. Și-a aruncat cârjele și a început să alerge prin templu, propovăduind minunea care s-a făcut. Și atunci, dragii mei, alții evrei s-au strâns în jurul apostolului Petru și Ioan. Iar Sfântul Petru, urcându-se pe treptele de la poarta aceasta frumoasă, a început să le vorbească de Mântuitorul Iisus Hristos și să le spună că acele minuni, acea minune care s-a făcut, nu este a lui, că el este un om ca și ei. Și el era țăran din Galileea, pescar, om simplu, dar a avut, iată, această bucurie să-l cunoască pe Mesia și să fie ucenic și pe el să-l propovăduiască. Și că acea minune este făcut prin darul Duhului Sfânt trimis de Mântuitorul nostru Iisus Hristos prin Duhul Sfânt peste oameni. Și în momentul acela, dragii mei, încă 2000 de evrei au crezut în Iisus Hristos și iată că numărul creștinilor în Ierusalim s-a ridicat la peste 5.000 doar atunci, în câteva zile în Ierusalim. Bineînțeles, cel mai mare evrei care l-au răstignit pe Mântuitorul s-au speriat mai tare. Dacă până acum îl urmăreau pe Mântuitorul să pună mâna pe el, iată, dragii mei, că darul Duhului Sfânt s-a împrăștiat peste Sfinții Apostoli, iar aceștia vom vedea cum își puneau mâinile și unde mergeau, lăsau, hirotoneau episcop, preot, care și erau darul Duhului Sfânt, darul Duhului Sfânt de care erau făcut părtași oamenii prin tainele Bisericii Botezul, Sfânta Liturghie sub formele de început de atunci și mirungerea de atunci, care nu era ca astăzi cu acel un de lemn sfințit, ci era prin punerea mâinilor Sfinților Apostol pe capul celui care după botez era miruns, ca și gestul acesta era că prin mâinile lor Harul Duhului Sfânt coborau ca un de lemn și îmbrăcau pe omul care venea la credință. Prin aceste taine de la început ale bisericii, iată, oamenii deveneau creștini, veneau în biserica lui Iisus Hristos. Foarte frumos, dragii mei, și de aceea încă o dată vă spun să aveți fiecare o Sfântă Scriptură și când ne apropiem, suntem în perioada unui praznic acesta mare, să mai recitim ce s-a întâmplat atunci ca să înțelegem mai mult. Iată ce spune preotul la Sfânta Liturghie, Sfânta Liturghie fiind cea mai importantă slujbă din rânduiala noastră bisericească și cel mai important punct al Sfintei Liturghii se numește epicleză. Când la sală se cântă pe tine te lăudăm, preotul în Sfântul Altar cu mâinile ridicate către cer spune așa: Doamne, Cela ce în ceasul al treilea pe preasfântul Tău Duh l-ai trimis peste Sfinții Tăi ucenici și apostoli, pe acela bunule nu lua de la noi, ci ne noiește pe noi cei ce ne rugăm Ție. Lucrul acesta îl spune de 3 ori. Și după care continuă. Încă ne rugăm Ție, aducem această slujbă cuvântătoare și fără de sânge și cerem și ne rugăm, trimite Duhul Tău ce sunt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Darurile care sunt puse înainte pe Sfânta Masă sunt în potir vinul amestecat cu apă și pâinea pregătită într-un anumit fel pe Sfântul Isaac. Și fă aceasta, pâinea aceasta, cinstit trupul Hristosului Tău, iar ceea ce este în potirul acesta, cinstit sângele Hristosului Tău, binecuvântându-le pe rând pâinea și vinul. Și apoi spune, prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt și binecuvintează toate acestea. În momentul acesta, dragii mei, în chip nevăzut pentru noi, pogoară Harul Duhului Sfânt peste aceste lucruri, vinul și pâinea, și le transformă în trupul și sângele Mântuitorului real. Trupul și sângele Mântuitorului cel înviat și înălțat la cer. Acesta este cel mai important al Sfintei Liturghii și pot să spun fără a greși că este cel mai important moment de pe pământ. Când prin
Noi, oamenii neputincioși, preoți arherei, la rugăciunea noastră și a poporului strânși la Sfânta Liturghie, în timp ce la strană, strana și poporul cântă pe tine, te lăudăm, atunci se pogoară Duhul Sfânt și transformă pâinea și vinul în trupul și sângele Mântuitorului. Ele vizibil rămân la fel cum au fost înainte, dar în chip nevăzut sunt transformate în trupul și în sângele Mântuitorului, ca noi să le putem lua. Odată, dragii mei, în Paterică este descris, un Sfânt Părinte era frământat. Oare așa se întâmplă? Și se ruga la Dumnezeu, Doamne, arată-mi ceva. Cam o întoială în suflet. Și s-a rugat mult. Până la urmă Dumnezeu s-a plecat, fiindcă Dumnezeu este atât de bun, s-a plecat la rugăciunea celui pusnic. Și într-o zi când se sfințeau sfintele darul, s-a transformat pâinea aceea care este acolo lucrată într-un anumit fel, într-o bucată de carne și vinul în sânge. Și nu este singura dată când s-a întâmplat acest lucru. Arătând astfel Dumnezeu că lucrul acesta se întâmplă real, dar ca noi oamenii să putem să ne împărtășim, atunci pâinea și vinul rămân ca aspect la fel, dar ele sunt transformate în trupul și sângele Mântuitorului, trup cel înviat și înălțat la cer. După care, în timpul cazaniei, se împărtășesc slujitorii din Sfântul Altar, apoi este tăiat în mai multe bucățele această pâine și sunt chemați creștinii să se împărtășească, ca trupul și sângele Mântuitorului să intre în trupul său, în trupul lor și sângele în sângele lor, și astfel să se unească cu Hristos cel înviat, ca și noi, dragii mei, să înviem, nu numai trupește, ci să înviem sufletește. De aceea, în viața noastră de creștin, trebuie să căutăm, să alergăm, să facem tot ce este posibil să ajungem să ne împărtășim cu trupul și sângele Mântuitorului. Cine înțelege aceste lucruri, dragii mei, va ști ce să facă, indiferent ce se va întâmpla în lume, indiferent ce pandemie, etc. va fi, el va ști că acolo la biserică, în Sfântul Altar, darul Duhului Sfânt transformă pâinea și vinul, curățește materia și o transformă în trupul și sângele Mântuitorului. Și acolo este un izvor de sănătate sufletească și trupească. Și poate, dacă va înțelege acest lucru, fiind președinte, șef de nu știu ce, de district, de departament și așa mai departe, va ști și va înțelege care este nevoia sufletească a unui creștin. Și nu va interzice pe oameni să se împărtășească. Este una din cele mai mari nebunii drăcești a lumii de astăzi. Foarte frumos spunea un filozof teolog că un președinte, un ministru, când jură, când își ia funcția, în primire, face un jurământ și spune că mă voi ocupa de propășirea sufletească și trupească a poporului român sau a oamenilor care îi păstorește el din funcția lui. A uitat că au spus că se vor ocupa de problema sufletească. Și pun accent doar pe partea trupească. Și partea trupească, dragii mei, unde merge? Uitați-vă în stânga, acolo, în pământ, în cimitir. Nu există, dragii mei, dacă există credința adevărată, există harul Duhului Sfânt sfințitor, curățitor, și sfintele daruri și biserica, nu va fi loc de îmbolnăvire a oamenilor. Și nimic din lumea aceasta nu va opri un creștin adevărat să vină la biserică, să caute, să se împărtășească cu trupul și sângele Mântuitorului. Rețineți aceste cuvinte, meditați profund la ele, fiindcă e un lucru care ține de credință, nu ține de știință. Cunoașterea Dumnezeu este printr-o altă metodă. Se poate și științific,
văzând, cercetând rațiunea lumii. Chiar acum mă uitam, că în Sfântul Altar este un cuib de rândunele, și mă uitam cum și-a construit cuibul, cum își depun ouăle, cum au grijă de ele și își fac cuib. Și vă pun o întrebare profundă: cine a învățat? De unde știa că din ouăle care ies din aceste păsări vor ieși pui? De unde știa că trebuie să stea pe acele ouă un anumit număr de zile, să fie foarte atent, ca să aibă urmași? De unde știa să-și ia materia din lumea aceasta și să-și construiască un cuib? Cine le-a învățat? Ce școală a făcut? Cât a stat online? Nu le-a învățat, dragii mei, decât Dumnezeu a sădit în ele această rațiune a lucrurilor pe care ele le urmăresc instinctual. Dar să știți un lucru foarte interesant. Oamenii de știință în domeniul acesta al studiului animalelor au început să spună că s-ar putea că totuși animalele în anumite lucruri să fie mai inteligente ca oameni. Că și ele au un limbaj. Și se caută acum, prin mijloacele tehnice de astăzi, să se pătrundă în limbajul acestui animalului. Foarte interesant. Foarte interesant. Cine ne-a învățat să vorbească? Cine a învățat să comunice? Dragii mei, acest lucru ține de credință și aș încheia cuvântul de astăzi, iarăși subliniind niște vorbe a unor oameni de știință din domeniul fizicii fundamentale de top, premiați Nobel. Și vorbind despre cercetările actuale, spune unul din ei, și cercetările actuale scot în evidență faptul că noi cunoaștem foarte puțin, foarte puțin din universul acesta palpabil, să zic, care e aproape de noi. Foarte puțin cunoaștem din ăsta, dar păi ce-o fi mai departe? Și spuneau așa: s-ar putea ca mijloacele noastre de cercetare științifice să aibă o limită. Să nu putem merge mult mai departe decât până la un punct. Și nu este exclus ca altă metodă de cunoaștere să fie cea care trece dincolo. Și unul dintre ei a spus: nu este exclus ca cea prin credință să fie metoda care trece dincolo. Lucrul acesta, dragii mei, este știut în biserica creștină de peste 2000 de ani, chiar de la evrei, că într-adevăr, cunoașterea adevărată, profundă, al lui Dumnezeu se face prin credință. Să fiți puternici în credință, să aveți nădejde în Dumnezeu, în Maica Domnului în Sfinț. Ca o amintire a pogorului Sfântului Duh peste Sfinții Ucenici și Apostoli, în acel chip de limb de foc, noi astăzi vom face slujba vecernii și vom sfinți aceste crenguțe de tei, care au frunza în chip de limb. În chip de limb, ca o amintire, așa a rămas în tradiția bisericii, ca o amintire a ce s-a întâmplat acolo cu Sfinții Ucenici și Apostoli. După ce se va încheia slujba, veți lua fiecare crenguțe de acestea, le veți duce la casă dumneavoastră, le puneți la poartă, la icoane acolo, ca un simbol a coborârii Duhului Sfânt și în casele frăților voastre. Săptămâna aceasta este o săptămână specială, este o săptămână în care este hars din punct de vedere culinar, adică nu se ține post nici miercuri, nici vineri, nici luni, este o săptămână albă. Iar întrebarea care se pune, deși v-am răspuns la ea citindu-ne din Faptele Apostolilor cum evreii au venit la credința în Iisus Hristos, întrebarea este, se pune: a lucrat Duhul Sfânt, lucrează, îl știm că lucrează? Și răspunsul la această întrebare este dat cel mai ușor de Sfinți. Uitându-ne la Sfinți, Sfinți fiind acei oameni creștini care au avut o viață mai deosebită decât o medie a creștinilor, și prin acest lucru Dumnezeu
Duhul Sfânt, harul Său pogorând peste ei, a lucrat în ei și au apărut harismele, adică o manifestare a lucrării Harului Sfânt în ei. Și unii dintre acești creștini cu o viață mai îmbunătățită, prin ei s-au făcut minuni, au fost taumaturgi, adică vindecători de boli, alții au fost proroci, au știut, au avut de la Duhul Sfânt luminarea aceasta de a spune ce se va întâmpla înainte și așa mai departe. De aceea biserica, la o săptămână după pogorârea Sfântului Duh, ca să ne arate mai avut lucrarea Duhului Sfânt și mântuirea omului, sfințirea lui, a pus această sărbătoare care se numește Sărbătoarea Tuturor Sfinților. Deci duminica viitoare vom vedea Duhul Sfânt, roadele Duhului Sfânt lucrate în oameni și mai ales prin vârful acestor oameni și anume Sfinții lui Dumnezeu. Să bun Deavul Dumnezeu să fie pace, să ne vedem sănătoși și să aflăm lucruri frumoase despre lucrarea Duhului Sfânt în acești oameni sfinți. Dumnezeul nostru, Cel întreit închinat Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, îi se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea în vecii vecilor. Amin. Într-o mulți ani, într-o mulți ani, Stăpâne. Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Împărate. Dar mai pe urmă cu fapte arătând, când au răbdat patima cea mântuitoare, ne-au dat nouă pildă smeriților și păcătoșilor și nevrencilor robilor tăi, să aducem ție rugăciuni cu grumazule și cu genunchii plecați pentru păcatele noastre, și pentru neștiințele poporului. Însuți mult milostive și iubitoră de oameni, auzi-ne pe noi ori în ce zi te vom chema, iar mai ales în ziua aceasta cincizecimii, pentru care după ce s-a înălțat Domnul nostru Iisus Hristos la ceruri și au șezut de-a dreapta ta, Dumnezeule și Părinte, au trimis Duhul Sfânt peste Sfinții Săi ucenici și apostoli, care au șezut peste fiecarele din trânsii, și s-au umplut toți de darul Lui cel neîmpuținat și au grăit într-o alte limbi măririle tale și au prorocit. Deci auzi-ne pe noi care acum ne rugăm ție și ți-adu aminte de noi smeriți și osândiți și întoarce robia sufletelor noastre, cela ce ai milostivirea ta care mijlocește pentru noi. Primește-ne pe noi cei ce cădem înaintea ta și strigăm, greșita. La tine suntem aruncați din mitras, din pântecele Maicii noastre. Tu ești Dumnezeul nostru. Și căci s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre, ne-am golit de ajutorul tău, lipsitul ne-am de tot răspunsul. Însă, nădăjduindu-ne spre îndurările tale, strigăm, păcatele tinereților noastre și ale neștiinței nu le pomeni. Și de cele ascunse ale noastre, curățește-ne pe noi. Nu ne lepăda pe noi în vremea bătrâneților, când slăbește tăria noastră, nu ne lăsa pe noi. Mai înainte, până ce nu ne întoarcem în pământ, învrednicește-ne să ne întoarcem la tine și caută spre noi cu bună primire și cu har. Cumpănește fără degele noastre cu îndurările tale. Pune adâncul îndurările tale împotriva mulțimii păcatelor noastre. Caută dintr-o înălțimea ta cea sfântă, Doamne, spre poporul tău care le stă înainte și așteaptă de la tine multă milă. Cercetează-ne pe noi cu bunătatea ta, izbăvește-ne pe noi din tirania diavolului, întărește viața noastră cu legile tale cele sfinte și sfințite. Înger credincios, păzitor, pune poporul tău și pe noi, pe toți, ne adună într-o împărăția ta. Dă iertare celor ce nădăjduiesc întru tine, lasă-le lor și nouă păcatele, curățește pe noi cu lucrarea Sfântului tău Duh, strică meșteșugile frășmașului cele ce sunt asupra noastră. Bine ești cuvântat, Doamne, Stăpâne a toțuitorului, care a iluminat ziua cu lumină de soare și noaptea o estrălucit cu raze de foc, care ne-a învrâncit pe noi a trece lungimea zilei și a ne apropia de începuturile nopții. Ascultă rugăciunea noastră și a tot poporului tău și ne iartă nouă toate păcatele noastre, cele de voie și cele fără de voie. Primește rugăciunile noastre cele de seară,
și trimite mulțimea milei tale și a îndurărilor tale peste moștenirea ta. Ocrotește-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri, întrarmează-ne pe noi cu armele dreptății tale, îngrădește-ne pe noi cu adevărul tău, păzește-ne pe noi cu puterea ta, mântuiește-ne pe noi de toată primejdea, de tot vicleșugul celui potrivnic și ne dăruiește nouă și această seară cu noaptea ce vine desăvârșit, sfântă, cu pace, fără păcate, fără sminteală, fără nălucire și toate zilele vieții noastre. Pentru rugăciunile preasfinte născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților care ți-au plăcut ție din viață. Amin. Apără, mântuiește, miluiește, ridică-ne și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu darul tău. Pe preasfânta curată, prea binecuvântată, slăvită a stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții pomenindu-o. Pururea și în vecii vecilor. Iar și iar plecând genunchii Domnului să ne rugăm. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ai dat pacea Ta oamenilor și darul preasfântului Duh, încă într-o această viață și cu noi fiind, îl dai pururea celor credincioși și spre moștenire nestricată. Iar mai arătat acest dar ucenicilor Tăi și apostolilor l-ai trimis astăzi și le-ai întărit buzele lor cu limbi de foc, prin care tot neamul omenesc, într-o a sa limbă, într-o auzul urechilor luând cunoștință de Dumnezeu, ne-am luminat cu lumina Duhului și dintr-o înșelăciune ca dintr-o întuneric ne-am izbăvit și cu împărțirea limbilor celor simțite și de foc și cu lucrarea mai presus de fire a crede într-o tine ne-am învățat și pe tine a te binecuvânta împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, într-o dumnezeire și într-o putere și într-o stăpânire ne-am luminat. Tu dară cel aceea este lucirea Tatălui și chipul ființei și al firii Lui cel neschimbat și nemutat, izvorul al înțelepciunii și al darului, deschide în mine și mie păcătosului buzele și mă învață cum se cuvine și pentru ce trebuie să mă rog. Că Tu ești cel ce știi mulțimea cea multă a păcatelor mele și milostivirea Ta va birui fără de numărul acestora. Și iată, cu frică stau înaintea Ta, aruncând deznădăjdirea sufletului meu într-o adâncul milei Tale. Ori cârmuiește viața mea celă ce o cârmuiește toată făptura cu cuvântul și cu puterea cea negrită a înțelepciunii. Celă ce ești liman lincelor cuprinși de valuri și mi-arată calea într-o care voi merge. Dă gândurilor mele Duhul înțelepciunii Tale, Duhul înțelegerii dăruiește-l nepriceperii mele, umbrează faptele mele cu Duhul temerii de Tine, și Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele și cu Duhul cel stăpânitor întărește alunecarea cugetului meu, ca în toate zilele, fiind îndreptat spre lucru cel de folos cu Duhul Tău cel Sfânt, să mă învrednicesc a face poruncile Tale și pururea să-mi aduc aminte de slăvită venirea Ta, care va cerceta faptele noastre. Să nu mă treci cu vederea pe mine, să mă înșel cu frumusețile cele stricăcioase ale lumea aceștia, ci mă întărește să poftesc luarea visterilor celor ce vor să fie. Că Tu ai zis, Stăpâne, că oricât te va cere cineva într-un numele Tău, fără apărare va lua de la Dumnezeu, Părintele Tău, cel împreună veșnic cu Tine. Pentru aceasta și eu, păcătosul, pentru venirea Sfântului Tău Duh, mă rog bunătății Tale, că Te-am cerut să mi le dai spre mântuire. Așa, Doamne, Cel ce ești bogat, dătător de toată facerea de bine și dătător bun, că Tu ești care le dai mai deprisosit decât cele ce cere. Tu ești cel ce nu te înduri, cel ce te înduri și cel ce ești milostiv, care Te-ai făcut părtaș fără de păcat trupului nostru și către cei ce pleacă la Tine genunchii, Te pleci cu iubirea de milostivire, făcându-ne curățire păcatelor noastre. Pentru aceasta, dă, Doamne, poporului Tău îndurările Tale. Auzi-ne pe noi din cerul cel sfânt al Tău. Sfințește-i pe dânsii cu puterea dreptei Tale cele mântuitoare. Acopere pe dânsii cu acoperământul aripilor Tale. Nu trece făptura mâinilor Tale. Ție unea am greșit, ci Ție unea și slujim. Nu știm să ne închinăm la Dumnezeu străin, ni să tindem mâinile noastre stăpâne la alt Dumnezeu. Iată-ne nouă greșelile și primim rugăciunile noastre cele cu plecare de genunchi, tinde-ne nouă tuturor mână de ajutor. Primește rugăciunea tuturor ca niște tămâie primită ce se înalță înaintea împărăției Tale cele prea bune.
Doamne, Doamne, cel ce ne-ai izbăvit pe noi de toată săgeată ce zboară în zi, izbăvește-ne pe noi și de tot lucru ce umblă într-un tuneric. Primește jertfa de seară, înălțările mâinilor noastre și ne vrenicește să trecem și măsura nopții fără de prihană. Ne ispitiți de rele și ne izbăvește pe noi de toată tulburarea și frica care vine de la diavolul. Dăruiește sufletelor noastre umilință și gândurilor noastre purtare de grijă de întrebarea judecății tale cele înfricoșate și drepte. Pătrunde cu frica ta trupurilor noastre și omoară mădulele noastre cele de pe pământ, ca și într-o liniștea somnului să ne luminăm cu privirea la judecățile tale și întoarce de la noi toată nălucirea cea necuvioasă și pofta cea vătămătoare. Și ne scoală pe noi în vremea rugăciunii întăriți în credință și sporind întru poruncile tale. Apără, mântuiește, miluiește și ridică-ne și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu darul tău. Pe preasfânta curată, pe binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții pomenindu-o. Izvorile al vieții cel luminător, care le pururea izvorăști, puterea cea împreună veșnică a Tatălui și împreună lucrătoare, cela ce ai plinit cu prea cuvință toată rânduiala cea pentru mântuirea omenească, Hristoase Dumnezeul nostru, care rup legăturile morții cele nedezlegate și încuietorile iadului și ai călcat mulțimea duhurilor celor viclene, cela ce te-a adus pe tine pentru noi junghiere nevinovată, dându-ți spre jertfă trupul cel prea curat și neatins și neajuns de niciun păcat, și prin înfricoșata și negrăita jertfire aceasta ne-ai dăruit nouă viața de veci și pogorându-ne în iad ai sfârmat încuietorile cele veșnice, și celor ce ședeau într-un tuneric le-ai arătat ieșire și ai vânat cu înțeleaptă meșteșugire dumnezească pe șarpele începătorul răutății cel dintr-o adânc. Și le-ai legat cu lanțuri întunericului în tartar și în focul cel nestins și într-un tuneric cu cel mai din afară l-ai închis cu puterea ta cea nemăsurată. Înțelepciunea Tatălui, cea cu nume mare, cela ce te-a arătat mare ajutător celor năpăstuiți și a iluminat pe cei ce ședeau într-un tuneric și în umbra morții. Tu, Domnul Slavei, ceea ce este de-a pururea, și Fiul cel iubit al Părintelui celui de sus, cela ce ești lumină pururea vecuitoare, din lumină pururea vecuitoare, soarele dreptății, auzi-ne pe noi ce ne rugăm ție și fă odihnă sufletelor robilor tăi, ale părinților și fraților noștri, care au dormit mai înainte și a celorlalte rudenii după trup și ale tuturor celor de o credință cu noi, pentru care și pomenire facem acum. Că întru tine este stăpânirea tuturor și în mâna ta ții toate marjile pământului. Stăpânea toțiitorului, Dumnezeul părinților și Domnul milei, făcătorul neamului celui muritor și celui nemuritor și a toată firea omenească, care se zidește și iarăși se strică, al vieții și al sfârșitului, al petrecerii aici și al mutării acolo. Cela ce măsori anii viilor și rânduiești ceasurile morții, care duci în iad și scoți, cela ce legi într-o neputință și slobozești într-o putere, cela ce tocmești aceste de aici a fi de treabă și ocrumiești cele viitoare a fi de folos, cel ce ai veselit cu nădejdea învierii pe cei vătămați cu arcul morții, însuși stăpânul tuturor Dumnezeului, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marjilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, care și într-o aceasta mai de pe unul mare și mântuitoare zi a cinzecilea praznicului, a arătat nouă taina sfintei și cei de o ființă și împreună pururea vecuitoare și nedespărțite și neamestecate trăim. Și pogorârea și venirea Sfântului și de viață Făcătorului Duh, în chip de lin de foc peste sfinții tăi apostoli ai vărsat, și ai pus pe ei vestitorii credinței noastre cele creștinești și mărturisitori și propovăduitori drepte credinței cele adevărate i-ai arătat. Carne și într-o acest praznic cu totul desăvârșit și mântuitor, ai judecat cu cuvința a primit rugăciunile cele de milă pentru cei ținuți în iad. Și ai dat mari nădejdi cum că slobozire celor ținuți din scârbile ce-i țin pe ei și mânghierile se va trimite lor de la tine. Auzi-ne pe noi smeriții, robii tăi, care ne rugăm ție, și fă odihnă sufletelor robilor tăi, celor adormiți mai înainte, în loc luminos, în locul verdeanță, în locul răcoreală, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și așează sufletele lor în locașele dreților,
ci învrednicește păcii și iertării. Că nu morții te vor loda pe tine, Doamne, nici cei ce sunt în iad îndrăznesc ca să aduce ție mărturisire, ci noi aceștia vii bine te cuvântăm și te rugăm și rugăciuni de milostivire și jertfe aducem ție pentru sufletele lor. Dumnezeule cel mare și veșnic, sfinte și iubitoră de oameni, care ne-ai învrednicit pe noi și într-o acest ceas a sta înaintea slavii tale cele neapropiate, spre cântarea și lauda minunilor tale. Milostivește-ți pe noi nevrencilorii tăi și ne dă nouă dar ca să-ți aducem ție cu inimă umilită, fără de răspândire, slavoslovia cea întregi sfântă și mulțumită pentru darurile tale cele mari, care ai făcut și faci pururea cu noi. Adu-ți aminte, Doamne, de neputința noastră și nu ne pierde pe noi fără de legile noastre, ci fă milă mare cu smerenia noastră ca să scăpăm de întunericul păcatului și să umblăm în ziua dreptății și îmbrăcându-ne cu armele luminii să petrecem fără bântuială despre toată meșteșugirea vicleanului și cu îndrăzneală să te proslăvim pentru toate, pe tine, unul Dumnezeu cel adevărat și iubitor de oameni. Ca ta este cu adevărat și fără îndoială mare taină, stăpâne și făcătorile al tuturor, dezlegarea cea vremelnică a făpturilor tale și împreunarea și odina cea în veci după aceea. Ție mulțumită pentru toate face, pentru intrările noastre în aceasta și ieșirile, care nădejde învierea noastră de viața cea nestricată prin nemincinoasă făgădința ta, mai înainte ne vestesc nouă, care fără să o dobândim într-o venirea ta cea de a doua zi, ce va fi? Că Tu ești începătorul învierii noastre, judecătorul celor ce se fac în viață, cel nemitalnic și iubitor de oameni și dării de plată, stăpân și domn, care Te-ai și împreunat asemenea nouă cu trupul și sângele prin pogorârea cea multă și patimile noastre cele fără prihană de bunăvoie spre a le primi, ai luat milostivirile îndurărilor și întru ceea ce ai pătimit însuți fiind ispitit, Te-ai făcut nouă celor ispitit, însuți făgăduit ajutor. Pentru aceasta ne-ai și scos pe noi la Ta nepătimire. Primește, dar, Stăpâne, cerile și rugăciunile noastre și fă odină tuturor părinților ale fiecăruia și maicilor și fraților și surorilor și fiilor și celor dintr-o rudenie și celor de o seminție și tuturor sufletelor care au dormit mai înainte într-o nădejdea învierii și a vieții veșnice. Și așează sufletele lor și numele lor în cartea vieții, în sânurile lui Avram și a lui Isaac și a lui Iacob și în latura celor vii într-o împărăția cerurilor în raiul de sfetări. Prin îngerii tăi cei luminați, ducându-i pe toți într-o sfintele locașele tale, împreună ridicând și trupurile noastre în ziua în care ai rânduit, după făgăduințele tale cele sfinte și nemincinoase. Că nu este, Doamne, moarte robilor tăi, când ieșim noi din trup și venim la Tine, Dumnezeul nostru, ci mutare de la cele mai de întristare, la cele mai bune și mai vesele, și odihnă și bucurie. Iar de am și greșit ție ceva, fii milostiv nouă și acelora, pentru că niciunul nu este curat înaintea Ta de spurgăciune, măcar de-ar fi viața lui numai o zi, fără numai Tu însuți, care Te-ai arătat pe pământ fără păcat, Domnul nostru Iisus Hristos, prin care toți ne nădăjduim să dobândim milă și iertare de păcate. Pentru aceasta și nouă și acelora ca un bun și iubitor de oameni Dumnezeu, slăbește, lasă și ne iartă căderile noastre în păcate, cele cu voie și cele fără de voie, cele întru știință și cele întru neștiință, cele arătate și cele ascunse, cele cu lucru și cele cu gândul, cele cu cuvântul și cele dintre toate umbletele și mișcările noastre. Și celor ce s-au mutat de aici, dăruiește-le slobozienie și iertare. Iar pe noi, cei ce suntem aici, ne binecuvintează. Sfârșit bun și cu pace, dăruindu-ne nouă și tot poporului Tău și deschizând nouă îndurările milei și al iubirii de oameni într-o venirea Ta cea înfricoșată și groaznică și ne fă vrednici împărăției Tale. Dumnezeule cel mare și preanalt, unul de care ai nemurire, Cel ce locuiește într-o lumina cea neapropiată, Cel ce ai făcut toată făptura într-o înțelepciune, care le-ai despărțit într-o lumină și într-o întuneric și ai pus soarele spre stăpânirea zilei, iar luna și stelele spre stăpânirea nopții. Cel ce ne-a învrednicit pe noi păcătoși și în ziua de acum a întâmpinat fața Ta într-o mărturisire și a-ți aduce slujbă de seară, însuți iubitorile de oameni, Doamne,
Îndreptează rugăciunea noastră ca tămâia înaintea ta și o primește ca o mireasmă cu bun miros. Și ne dă nouă această seară de acum și noaptea ce vine cu pace, îmbrăcându-ne cu armele luminii. Izbăvește pe noi de frica de noapte, de tot lucru ce-l umblă într-un tuneric și de dăruiește somnul care ne-a dat nouă spre odihna neputinței noastre. Slobo de toată înălucirea diavolească! Așa, Stăpâne al tuturor, dătătorile de viață, ca într-o așternuturile noastre umilindu-ne, să spomenim și noaptea prea sfânt numele Tău și cu gândirea poruncilor Tare fiind luminați, să ne sculăm într-o bucurie sufletească spre lauda bunătății Tale. Cereri și rugăciuni aducând milostivirii Tale pentru păcatele noastre și ale tot poporului Tău, pe care le pentru rugăciunile preasfinte născătoare de Dumnezeu, într-un milă îl cercetează. Amin. Acum mântuiește, miluiește, ridică-ne și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu darul Tău. Doamne, miluiește. Pe preasfânta, curata, prea binecuvântată, slăbită stăpânea noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenindu-o. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește. Fraților, salutare! Dacă vă abonați, dați subscribe sau abonează-te, în partea din dreapta aveți un clopoțel. În clopoțel trei opțiuni. Opțiunea de sus este cea mai importantă, cea cu toate notificările sau all. Dacă nu e bifată, nu e selectată, atunci YouTube nu vă va informa când vă urca un nou video. Vin videouri noi și informații importante, deci fiți siguri că aveți bifată acea opțiune.